Bună seara, sunt Alexandra Petrița, vă invit la știrile Gorj TV, iată care sunt principale titluri ale ediției. Directorul adjunct al Romarm, Lorin Boian, a fost reținut de procurorii gorjeni pentru 24 de ore, fiind anchetat în dosarul dispariției rezervei de mobilizare de la UMESAD. Președintele Partidului Conservator și ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, este așteptat la Târgu Jiu în această săptămână. Și zeci de contestații au fost depuse după rezultatele sesiunii de toamnă a examenului de bacalaureat. Directorul general adjunct din cadrul Romarm și administratorul special de la UMESAD, Lorin Boian, a fost reținut pentru 24 de ore pentru instigare la delapidare, în timp ce pentru Ilie Lăudat anchetatorii au decis judecarea în stare de libertate. Tot în arest a ajuns și Nicolae Dijmărescu, fost director al uzinei mecanice SADU. Directorul adjunct al Romarm, Lori Boian, a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii din Gorj pentru acuzația de instigare la delapidare. Anchetatorii susțin că Boian, fost director al uzinei mecanice SADU, ar fi dispus folosirea materiei prime păstrată ca rezervă de stat în caz de război. Venit la audieri, atât directorul general adjunct de la Romarm, cât și apărătorul acestuia au explicat care este situația rezervei de mobilizare, care nu mai este obligatorie din 2001. Este vorba despre o cantitate de aproape 100 de tone de diferite substanțe care, în caz de război, urmau să fie folosite pentru producerea muniției. Nu există rezervă de mobilizare la SADU. În 2001 a apărut OG 185, stipulat prin legea 168/2002. În contextul acestei legislații a trebuit să ducem în 3 locații din România produsele care au rămas la ANRS, așa se numea atunci. Rezerva de mobilizare, în sens? Chiar fiind director comercial, l-am dus în cele 3 locații până în 2004. În 2005, rezerva de mobilizare a trecut de la ANRS la Oficiul de Stat pentru Probleme Speciale. Conform legislației, toate materialele feroase și neferoase, și există documente în acest sens, nu au fost predate până în 2004 de la agenții economici, fac parte din patrimoniul Ministerului Economiei sau cum îi spunea atunci. După audieri, procurorul care a anchetat cauza a dispus reținerea lui Lori Boian pentru 24 de ore, deși acesta a susținut că este nevinovat. Ce s-a întâmplat? Asta e bucuria după atâția ani de muncă. Ce s-a întâmplat în situația asta? Aveți vreo vină? Eu zic că nu. Explicații pe marginea acestui subiect a dat și Ilie Lăudat, însă pentru aceștia anchetatorii au decis cercetarea în stare de libertate la parchetul județean, fiind chemat și fostul director general Nicolae Dijmărescu. Sunt relativ, v-am spus, am stat 6 luni pe funcție, nu am luat... Dar ce s-a întâmplat cu acea cantitate care exista în stoc în momentul respectiv? Eu nu știu, deci în perioada când am fost director nu s-a umblat la ea. Conform anchetatorilor, în perioada 2008-2012, din depozitele fabricii de armament ar fi fost scoase sutele tone de materiale și introduse în producție. Materia primă ar fi fost folosită fără a exista aprobări din partea companiei Romarm sau a ministerelor de resort, respectiv din partea Ministerului Apărării și cel al Economiei și Comerțului. Valoarea prejudiciului estimat de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj este de peste 700.000 de lei, reprezentând valoarea de inventar a materialelor scoase din depozite și introduse în producție. Florin Cârciumaru a confirmat că a primit scrisoarea de la managerul privat al complexului energetic Oltenia, în care îl atenționează pe deputatul Vasile Popeangă. Gestul făcut de directorul companiei este lăudat de președintele PSD. În același timp, parlamentarul Popeangă este hotărât să critique managementul companiei ori de câte ori va fi nemulțumit. Am fost informat în calitate de președinte PSD, declară Florin Cârciumaru. Edilul a recunoscut că a primit o scrisoare de la Laurențiu Ciurel în care își arată nemulțumirea față de ieșirea în presă a deputatului Vasile Popeangă la adresa companiei. A procedat foarte bine. A fost nemulțumit de atitudinea pe care a avut-o domnul deputat Popeangă într-o emisiune privind criticile la adresa conducerii CEO și dânsul a considerat că este normal și mie mi se pare că este normal cum a procedat să facă cunoscut printr-o adresă răspunsul pe care îl dă domnului deputat și președintelui organizației PSD. Nici de cum nu s-a referit la persoana mea.
Parlamentarul Vasile Popeanga a fost atenționat în scris săptămâna trecută de managerul complexului energetic Oltenia în urma unor declarații critice făcute la emisiunea Politica între Da și Nu de la Gorj TV împotriva conducerii companiei. Deputatul spune că nu a stat de vorbă cu Florin Cârciumaru după această scrisoare și este hotărât să iasă în presă ori de câte ori va fi nevoie, pentru că are o răspundere față de alegătorii de pe Colegiul 5. Nu văd de ce trebuie să fie un conflict. Eu o să mai spun puncte de vedere, nu mă poate opri nimeni să-mi spun puncte de vedere. Nu mă refer vis-a-vis de o problemă sau alta. Asta să fie foarte clar și îmi voi spune puncte de vedere pentru că sunt afectați oameni din colegiul meu. Vreau să vă spun că peste 400 de oameni care au fost disponibilitați de la firmele sindicatelor sunt din colegiul meu. Managerul complexului energetic Oltenia, Laurențiu Ciurel, i-a trimis săptămâna trecută deputatului Vasile Popeanga o scrisoare la cabinet prin care îl atenționează să nu mai critique măsurile luate de conducere dacă nu este informat. Informat despre comportamentul parlamentarului a fost și Florin Cârciumaru. Gabriel George va afla în următoarea ședință a Biroului Permanent Județean al PNL ce decizie se va lua în privința viitorului său în Consiliul Local. În continuare, Madalina Ciolocoi, președintele Femeilor Liberale din Gorj, îi cere acestuia să lase scaunul liber de consilier pentru Emilia Horhoianu. Liberala spune că, de fapt, protocolul de onoare pe care ar trebui să-l respecte și directorul de la Minprest este o înțelegere între toți membrii partidului care presupune ca un liberal să nu ocupe două funcții simultan. În opinia conducerii PNL, pe lângă funcția de consilier, Gabriel George mai ocupă, datorită partidului, și funcția de director al societății Minprest Rovinari. În momentul în care un membru al Partidului Național Liberal este susținut și ocupă o funcție susținut de Partidul Național Liberal, renunță la funcția din Consiliul Local. V-am dat exemplul acesta. Da? Da, deci poate să îi se ceară să respecte acea înțelegere internă. Eu l-am numit protocol de onoare. Luați-l dumneavoastră cum vreți. Dar domnul George spunea că funcția de director de la Minprest nu este o funcție politică. Și nu. Nu, este o funcție în care este susținut și pentru capacitățile dumnealui a fost susținut de către Partidul Național Liberal. Și liderul PNL Gorj, Dian Popescu, confirmă că în următorul BPJ se va pune în discuție renunțarea lui George la Consiliul Local. În ceea ce privește funcția de director a acestuia, Dian Popescu consideră că ar trebui să rămână, deși săptămâna trecută tot el afirma că l-a cam luat această funcție de nas. Va trebui să pun în discuție subiectul George, pentru că în biroul politic municipal s-au luat niște decizii, nu știu exact care au fost înmânate prin secretariat biroului politic județean. Voi vedea despre ce este vorba și, normal, partidul trebuie să facă o analiză la cele sesizate de biroul politic municipal. George este un om care și-a făcut treaba la Minprest, după cum am văzut. Sincer, nu este decizia la mine. Membrii biroului permanent județean din cadrul PNL Gorj vor pune în discuție la următoarea ședință dacă Gabriel George va rămâne în continuare în Consiliul Local Târgu Jiu. Copreședinții USL Gorj s-ar putea așeza la aceeași masă la sfârșitul acestei săptămâni. Reuniunea ar putea avea loc după ce Florin Cârciumaru și Dian Popescu, dar și cei doi copreședințe, vor pune de acord cu această ședință. Conservatorii nu știu nimic despre această întâlnire. Președintele PSD Gorj, Florin Cârciumaru, a anunțat de săptămâna trecută că va exista o întâlnire în cadrul Alianței pentru a se discuta toate problemele apărute în ultima perioadă. Șeful social-democraților a precizat că în aceste zile are un program încărcat, dar se poate stabili o întâlnire la sfârșitul săptămânii. Eu, unul personal, sunt foarte mult implicat în pregătirea unităților școlare pentru începerea anului școlar. Suntem implicați în multe acțiuni de început de an școlar și să nu mai vorbim de acțiunea Consiliului Județean prin programul Zilele Turismului Gorjan. Dacă este posibil, spre sfârșit de săptămână o să stăm de vorbă și în cadrul USL-ului. O întâlnire în cadrul USL Gorj ar putea lămuri și numirea consilierilor locali și județeni, precum și declarațiile făcute la vârful Alianței între Ion Călinoiu și Dian Popescu. Președintele PNL Gorj recunoaște că există derapaje în acest moment în Alianță și a declarat în nenumărate rânduri că nu se respectă protocolul la Gorj. Eu am avut, după cum știți, o discuție cu domnul președinte Cârciumaru și nu numai discuție pe care am avut-o, însă a rămas că vom avea o altă întâlnire la o altă dată, când vom avea timp
și eu și dânsul. Și dacă domnul Cârciumaru în acest weekend are timpul necesar, eu cred că voi avea, ne vom întâlni și vom purta discuțiile despre USR. Sunt probleme pur de organizare, sunt probleme ce țin de o alianță. Există și anumite derapaje, trebuie să recunoaștem, nu putem să le aruncăm sub treci, pentru că noastră le știți foarte bine. Dar astea sunt subiecte pe care le discut în interiorul Uniunii Sociale Liberale. Conservatorii nu știu nimic despre această întâlnire și cer în continuare respectarea protocolului. Sincer să fiu, pe mine nu m-a anunțat nimeni că va fi o ședință în cadrul USR-ului. Dacă se pune problema de respectarea vreunui protocol, Partidul Conservator și-a respectat față de Partidul de Alianță și tot așa de bine vrea să fie și respectat. Indiferent că ziarele mass media dă un procent de 2%, 3%, 5%, nu mai contează. Deci acel protocol trebuie să fie semnat de toată lumea. Copreședinții USL Gorj nu au mai stat la aceeași masă de mai bine de un an. Conservatorii gorjeni vor primi în această săptămână vizita președintelui partidului Daniel Constantin, care va ajunge la Târgu Jiu în următoarele zile. Copreședintele USL vine pentru a rezolva anumite probleme din organizație, dar și în calitate de ministru al agriculturii. Președintele PC Gorj, Marius Borcan, promite câteva surprize după această vizită. Președintele Partidului Conservator și ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, este așteptat la Târgu Jiu în această săptămână. Informația a fost confirmată de liderul organizației gorjene, Marius Borcan, cel care a precizat că în urma Biroului Politic Național al PC, care a avut loc la Constanța în weekendul trecut, s-a luat decizia venirii copreședintelui USL la Târgu Jiu. În urma biroului politic care a avut loc la Constanța, împreună cu președintele Daniel Constantin, am convenit că săptămâna aceasta va sosi la Târgu Jiu. Nu știu ziua când va sosi, sigur. Care este scopul? De ce l-ați chemat? Vă dați seama că sunt foarte multe probleme legate pe partea de minister și în același timp avem și foarte multe probleme în organizația județeană pe care trebuie să le punem la punct. Atunci când le vom pune la punct, vi le dăm și publicitate. Conservatorii au declarat în nenumărate rânduri că nu sunt mulțumiți de ce au primit în urma protocolului de la Gorj și spuneau că îl vor informa pe Daniel Constantin, iar vizita acestuia ar putea fi un bun prilej pentru noi negocieri în ACD. Ieri a fost a treia ședință de Consiliul Local la Turbura pentru aprobarea organigramei aparatului de specialitate a primarului, care trebuia trimisă până în acest moment la Agenția Funcționarilor Publici. Consiliul Local nu a votat nici acum organigrama până în acest moment, în pericol funcționarea instituției. Primarul comunei Turbura, Ion Bârcă, îi acuză pe consilierii USL că nu vor să voteze organigrama instituției și în acest fel se blochează toată activitatea. În acest moment, comuna Turbura este singura din județ care nu are organigrama votată. Practic, ieri am avut o nouă ședință de consiliu prin care am făcut o adresă către domnul prefect în ceea ce privește consilierii care fac majoritatea acum la ora actuală, că degeaba spun despre cei de la Partidul Democrat Liberal, ei nu fac majoritatea în Consiliul Local. Majoritatea fac cei de la USL-ul. Și pentru... am luat un aviz de la Agenția Funcționarilor Publici de la București, din care trebuia să ne ducem să luăm acest aviz, OG 77/2013, pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea și funcționalității administrației publice locale. Cu numărul de posturi, cu reducerea cheltuielilor, un lucru extraordinar cu această ordonanță. Potrivit primarului Ion Bârcă, această întârziere va afecta pe viitor activitatea instituției. Dar ce să faci cu consilierii USL-ului care nu înțeleg? Oare când punem această organigramă a comunei Turbura, suntem singura comună din județul Gorj care nu avem organigramă votată printr-un proiect de hotărâri, să respectăm OG 77. De singura comună din județ care nu aveți organigrama aprobată. Da, suntem singura comună din județul Gorj care nu avem organigrama votată. Subprefectul județului Gorj, Sorin Arjoca, spune că până la urmă consilierii locali au libertatea de a vota dacă vor un proiect de hotărâre. Primăria comunei Turbura a solicitat avizul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici pentru reorganizarea instituției, în sensul că dorea reorganizarea structurii prin preluarea Serviciului Public de Gospodărie Comunală Turbura în structura aparatului propriu al primarului comunei Turbura. În urma avizului afirmativ al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, Consiliul Local al Comunei Turbura este singurul îndreptățit să aprobe sau să nu aprobe această reorganizare.
Am înțeles că în ședința de Consiliu Local, consilierii aleși nu a fost de acord cu această propunere de organizare. Situație îngrijorătoare. Sute de gurjeni au ajuns la spital după ce au fost mușcați de câini. Oamenii au căzut victime fie patrupedelor care umblă nestingherite pe stradă, fie celor din propria gospodărie. Conform evidențelor Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, aproximativ 600 de gorjeni au solicitat să fie vaccinați antirabii. În 40% dintre cazuri a fost vorba despre oameni mușcați de animalele de companie. De la începutul anului și până în prezent, în cadrul Spitalului Județean de Urgență Târgu Jiu, au fost înregistrați un număr de aproximativ 600, mai precis 596 de pacienți care s-au prezentat la medic datorită mușcăturilor de câini. Vreau să menționez o precizare făcută de colegii mei și anume faptul că 40% din această cifră sunt pacienți mușcați de câinii personali, de animalele lor de companie. Numărul celor mușcați de câini este însă mult mai mare. Din păcate, există și gorjeni care nu se mai prezintă la medic după ce au căzut victime maidanezilor. Specialiștii spun că vaccinarea antirabică este obligatorie în asemenea situații. Comandările sunt de a nu fi neglijate lucrurile astea, în cazul în care se întâmplă așa ceva, să fie prezentare la medic pentru a primi tratamentul corespunzător. Iar ca un sfat simplu de un prim ajutor, ce se poate face acasă în aceste condiții, este ca plaga respectivă să fie spălată din abundență cu apă și săpun, uscată prin tamponare ușoară, după care să se aplice un dezinfectant, apă oxigenată betadină, se aplică o compresă sterilă, se aplică ulterior pansamentul. Chiar dacă la nivelul municipiului Târgu Jiu există padocuri, încă mai există patrupede care trăiesc pe străzi. O clipă de neatenție este suficientă pentru a cădea victimă a unui astfel de câine. Cel mai recent caz petrecut la nivel național este cel în care un copil în vârstă de doar 4 ani a fost sfâșiat de câinii fără stăpân. Medicii nu au mai putut să salveze viața micuțului. Cu lecțiile neînvățate, dar nemulțumiți de punctajele obținute, asta s-ar putea spune despre sute de elevi care au susținut examenul de bacalaureat în sesiunea din toamnă. Cei mai mulți dintre ei nu au reușit nici măcar să obțină o notă de trecere, procentul de promovabilitate înregistrat în județul Gorj fiind de doar 14,62%. În speranța că vor scăpa de grija bacalaureatului, o parte dintre elevii picați au profitat de ultima șansă pe care au avut-o, contestațiile. Din cei peste 2000 de elevi care nu au promovat examenul de bacalaureat, nici în sesiunea din toamnă, aproximativ 200 s-au considerat nedreptățiți de profesorii corectori. Prin urmare, ei au depus contestații cu speranța că în urma unei noi evaluări vor primi o notă de trecere. Sesiunea august-septembrie, bacalaureat, s-au depus 193 de contestații. Așa, cele mai multe au fost la limba și literatura română, matematică, biologie, dar în special română și matematică. Cele aproximativ 200 de lucrări în cazul cărora s-au făcut contestații vor fi recorectate de profesorii hunedoreni. Unde se vor corecta aceste lucrări și când se vor afișa rezultatele finale? Astăzi și mâine are loc evaluarea contestațiilor. Rezultatele finale vor fi pe 5 septembrie, da? Iar centrul în care se va corecta va fi județul Hunedoara la Deva. În sesiunea august-septembrie, procentul de promovabilitate al examenului de bacalaureat a fost de 14,62%, însă după ce vor fi afișate rezultatele contestațiilor, acesta poate înregistra o creștere. Fiecare salon al Spitalului Orășenesc Novaci a fost modernizat și dotat cu grup sanitar. Conducerea unității a făcut tot posibilul ca spitalul să se alinieze cerințelor actuale, fiind sporite condițiile hoteliere din saloane. Costurile au fost suportate din fondul de dezvoltare al spitalului. Spitalul Orășenesc Novaci se află la circa 18 km de stațiunea Rânca și aproximativ 50 de km de municipiul Târgu Jiu. Această unitate asigură asistență medicală completă pentru 61.000 de locuitori din orașul Novaci, cât și pentru cele 7 comune arondate: Alimpești, Baia de Fier, Polovragi, Crasna, Bengești, Ocadia, Bumbești, Pițic, Roșia de Amaradia și stațiunea Rânca. În ultima perioadă s-a lucrat intens la amenajarea grupurilor sanitare în secția de pediatrie.
Atât la secția pediatrie, cât și în spitalul, avem grupuri sanitare pe fiecare salon. Cu tot ceea ce înseamnă un grup sanitar, de la chiuvetă, duș și, bineînțeles, restul accesoriilor. Asta s-a făcut în acest an. Deci am recepționat în luna iulie 2013 recepția acestei lucrări. Aveți și televizor în fiecare sală de mese? Avem în fiecare sală de mese, pe fiecare secție, pe fiecare palier, televizor pentru pacienți. Deci în sala de mese, pe care o să o vedeți dumneavoastră, deci în fiecare sală de mese e televizor plus purificator de apă. Deci pe fiecare secție în parte, mai ales în perioada de vară când au fost probleme cu canicula, purificatoarele de apă au făcut față fără probleme. Medicul pediatru spune că luna august a fost una foarte aglomerată, venind zilnic micuți cu toxi-infecții alimentare. Deci este o secție de pediatrie profilată deosebi pe probleme de urgență, având în vedere zona, localizarea, vecinătatea cu stațiunea Rânca, cu Transalpina, unde ne vin destul de frecvent accidente, intoxicații din toată țara. Noi căutăm să asigurăm toate condițiile la orice oră, medicație absolut, îngrijiri, comportament cu pacienții, ca să fie mulțumiți. Care a fost o mai aglomerată lună? Contrar tuturor așteptărilor, a fost luna august. Mămicile internate în această perioadă cu micuții sunt foarte încântate de condițiile oferite aici. Copiii au la dispoziție și o sală unde se pot juca, dar și o sală de mese foarte modernă. Ce părere aveți de cum arată salonul aici? Arată foarte bine, arată bine, toate este bune. Mâncare bună? Da, mâncare. Da? Mulțumită? Da, toate sunt bune. Ce are băiețelul? E bolnăvior? Este răcit în gât, a avut și la plămâni. Astăzi, la secția de pediatrie, erau internați 7 micuți cu diverse probleme de sănătate. Ne aflăm în plin sezon al pregătirilor murăturilor și a conservelor de iarnă. Pentru multe gospodine, pregătirea lor în casă este mult mai economică decât atunci când le-ar cumpăra din magazine gata făcute. Ca să nu mai vorbim despre gustul mult mai bun al celor făcute de mâna lor. Ce conserve pregătesc gorjencele aflăm din materialul următor. Doamna Elena Firu, de 58 de ani, a reușit să păstreze tradiția anilor trecuți cu preparate făcute în casă. Femeia are legumele din grădina proprie și le pregătește acasă. A făcut zacuscă și au ieșit câteva borcane mici. Zacusca doamna a ales să o facă de două feluri. Feluri de zacuscă diferă puțin culoarea și gustul. Culoarea, a spus mai multe roșii sau? Aceasta e cu roșii și aceasta este fără roșii. Cea din mâna dreaptă se prepară astfel. La un litru de ulei se folosesc 2 kg de ceapă, trecută prin mașina de carne, se călește până se face aurie. Așa, separat, se face pastă din 3 kg de roșii, trecute prin separator. Separat, prin mașina de carne, se trec la aceste cantități 15 bucăți de gogoșar. Elena Firu a băgat și gogoșar și castraveți în oțet. S-a rezumat la atât în acest moment. Restul de asortate vrea să le pregătească mai la sfârșitul lunii septembrie. Femeia este o gospodină desăvârșită, iar produsele sale sunt foarte gustoase. Asta este un borcan cu gogoșar. Am preparat din cantitatea de 5 kg de gogoșar. Am spălat, am tăiat felii. Și separat am preparat o saramură din 1 litru de oțet, 2 litri de apă, 200 de grame de sare, 300 de grame de zahăr, piper, foi de dafin, care se clocotește câteva minute și în această compoziție se pun bucățile de gogoșar timp de câteva minute. Gospodina noastră ne-a spus și care este secretul pentru castraveții murați. La ce ajută mărarul? La gust? Mai mult la pentru gust? Gust pentru la gust, gust, da? Da, da. Pune și boabe de piper. Da. Muștar? Pune muștar, și boabe de muștar? Muștar, da. Foi de dafin. Zahărul îl face mai dulce? Mai dulce și întărește puțin, deci nu lasă să se înmoaie. Sarea e condimentată, deci le dă gust. Da, sunt și mult mai buni ca cei din comerț, ca cei din magazin? Da, sunt de la dumneavoastră din grădină? Da, da, da. Da, da.
Și se umple borcanul cu apă, mai economic, bineînțeles. Se umple borcanul cu apă, se închide și se sterilizează 25 de minute. Atâta fierbeți? Da, da. De după care îl ducați la cămară? După care îl pun în pături până a doua zi. De să se răcească, da, da, da. Și se, practic este a doua sterilizare. Am înțeles. Da. Da. Ca idee, deci când își schimbă puțin culoarea, înseamnă că sunt deja sterilizați. Deci da, asta e un secret al bucătăreselor. Sărbătoare mare în zilele de 7 și de 8 septembrie la Novaci, atunci când se va desfășura cea de-a doua ediție a Zilelor Orașului. Anul acesta, autoritățile locale au pregătit o mulțime de manifestări pentru novăceni și nu numai. Pe lângă lansări de carte și festivaluri, cei prezenți la eveniment vor putea să ia parte și la o expoziție de animale cu vânzare. Manifestările pregătite de autoritățile locale din Novaci cu ocazia organizării Zilelor Orașului vor debuta sâmbătă 7 septembrie la Casa de Cultură, acolo unde de-a lungul întregii zile vor fi organizate diverse activități. Tot în această zi vor fi sărbătorite și cuplurile care au împlinit 5 decenii de la căsătorie, fiecare cuplu primind din partea oficialilor un cadou în bani. Este a doua ediție în 7-8 septembrie. Este un program bine conturat. Precizez, sunt 7, începând cu ora 11. La Casa de Cultură este o expoziție de miniatură, sculptură de lemn. Sunt invitații fiii Novaciului. Când spun asta, mă refer la foarte mulți cetățeni care sunt în țară și în străinătate și cu această ocazie să revăd, cel puțin pentru a doua oră. Sunt, pot să spun, și personalități de vază ale orașului. În același timp, vom oferi titlul de cetățean de onoare unuia sau două persoane. Va fi lansat și primul număr al ziarului din oraș, se va numi Novăceanul. Poate una dintre cele mai interesante evenimente din cadrul manifestărilor prilejuite de Zilele Orașului o reprezintă expoziția Târg de Animale, care se va desfășura în data de 8 septembrie pe Transalpina, în locul cunoscut ca zona Baia de Oi, la circa 4 km în direcția Rânca. Vom continua cu un program artistic bine determinat, la orele 18 până spre miezul nopții. Vom relua activitatea duminică dimineața, începând la orele 8 cu o expoziție de animale și vânzare, dacă este cazul, undeva în punctul Plaiul Novaciului. Va fi la ora 10 ramul bisericii de la Rânca, unde vor participa foarte mulți cetățeni și turiști. Vom reveni la ora 11 la Muzeul de la Rânca, unde de altfel va fi o întâlnire cu fiii Novaciului din ziua precedentă. Se va continua cu un program artistic și, bineînțeles, cu servirea unei mese tradiționale în punctul respectiv. Tot aici vor fi prezenți și comercianți cu produse specifice, precum cojoace, pălării, chimire sau vase tradiționale. Va fi de asemenea și un bâlci cu mici și bere, dar nu va lipsi nici tocănița cu mămăliguță. Autoritățile locale din Novaci au alocat suma de 15.000 de lei pentru organizarea celei de-a doua ediție a Zilelor Orașului, la care s-au mai adăugat și sponsorizări acordate de agenții economici din zona. Pe final vă invit să aflăm datele despre vreme. Atât pentru astăzi, rămâneți în continuare alături de Gorj TV. Imediat după jurnal puteți urmări editorialul Pirula cu glazură de cianură realizat de Ovidiu Popescu. Vă doresc o seară frumoasă, numai bine!